veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Glorificat să fie Domnul și Dumnezeul nostru! Ne vom opri în dreptul expresiei, supuneți-vă unii altora. Cuvânt care se regăsește în forma aceasta, în epistola al Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Vom aborda, de asemenea, și sfera supunerii în întreaga ei lucrare, ne uitând, evident, să punctăm și această supunere reciprocă. Toate acestea, conform cu ceea ce Biblia spune și nu numai, conform cu ceea ce ar trebui să trăim și Dumnezeu să ne ajute, amin. Gândindu-ne la supunere, ea este o formă de relaționare, o manifestare a poziției celui subordonat față de conducătorul său. Și expresia aceea, formularea sutașului din Luca 7, arată ce bine înțelegea el, în mod special în armată, inferiorii trebuie să se supună unui anumit grad și acel grad trebuie să se supună altui grad dacă este mai mare. Luca 7:8. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia, du-te și se duce. Altuia vino și vine și robului meu făcut are lucru și îl face. Sub acest aspect și în societate se cere o supunere. Dar noi gândim în plan spiritual, în primul rând. Ori în privința aceasta, în lumea spiritelor, este o altă realitate. Vreau să vă citesc din Romani, capitolul 8, pentru a constata realitatea firii noastre pământești, datorată influențelor satanei. Noi suntem într-o condiție de răzvrătire și supunerea nu este deloc agreată de omul căzut în păcat. Versetul 7. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești, și asta este tendința generală, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu, firea noastră pământească, nu se supune, nu se subordonează și nici nu poate să se supună. Deci, într-o așa josnică stare este ajuns omul, încât chiar și cei care au o intenție bună, așa cum nota Pavel în capitolul 7, tot din Roman, vreau să fac binele. Cel puțin în anumite privințe, oamenii n-au pierdut în totalitate ideea ascultării, dar nu pot să își controleze firea lor în întregime și să se supună lui Dumnezeu. De aceea, doar după ce ne întoarcem la Domnul și dobândim o nouă stare spirituală, ni se cere să ne supunem și putem să realizăm atitudinea aceasta binecuvântată. Vom aborda supunerea mai întâi în raport cu Dumnezeu și într-o a doua parte în fața oamenilor. Și dacă vorbim mai întâi de Dumnezeu, în măsura în care avem cunoștințe pe paginile Scripturii, haideți să privim puțin în cer, în lumea spiritelor, să vedem supunerea care există acolo. Din Scripturi observăm supunerea îngerilor slujitori. Îngerii sunt numiți duhuri slujitoare. Ei execută cu plăcere ordinele primite de la Dumnezeu. Vă citesc atitudinea lor din Psalmul 103, începând cu versetul 19. Aici Dumnezeu este văzut în rolul său de conducător, iar îngerii în funcțiunile lor cosmice. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul îngerii lui, care sunteți tare în putere, care împliniți poruncile lui și care ascultați de glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile lui, robii lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările lui în toate locurile stăpânirii lui. Binecuvintează suflete pe Domnul. Modelul îngerilor este recomandat omului. Prin expresia binecuvântați pe Domnul îngerii lui, înțelegem că ei, atunci când sunt trimiși să facă câte ceva, pot să meargă cântând, acceptă oricând și oriunde sunt trimiși. Și pentru ei nu este o povară. Nu la fel se poate spune despre îngerii căzuți, chiar dacă și ei trebuie să se supună, pentru ei supunerea este o stare obligatorie, un control se exercită asupra lor și n-au ce face. Ei nu execută ordinele bune, dar trebuie să respecte limitele impuse de Dumnezeu. Adică, luând o comparație, îngerii căzuți sunt ca niște
animale într-o cușcă la grădina zoologică. Ei nu și-au schimbat natura. Este tot leu și acolo. Dar n-are ce să facă să iasă din plasa aceea. Mănâncă ce este dat. Cum ajunge la el un trup, îl devorează pe loc. Dar în afară nu poate devora nimic. Se supune limitelor impuse. Citesc ca o referință pentru ei 1 Petru 3,22, unde este prezentat Domnul Iisus Hristos în controlul spiritelor răzvrătite. Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Și avem o altă detailare în Efeseni, capitolul 1, aceea ce aici scria doar în sinteză, de la versetul 19. Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești. În primul rând, evadarea, dacă o putem numi așa, dintre cei morți, era deja o supremație și un control asupra lui Satan, care avea puterea morții, chiar dacă indirect. Mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, fie bună, fie rea, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, unde avem de-a face și cu îngerii căzuți, ci și în veacul viitor, timp, dacă poate fi numit așa, pentru care vor rămâne numai îngerii aleși. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Și să nu uităm că inclusiv biserica este pusă să stăpânească peste îngerii căzuți și ei sunt subordonați credincioșilor. Nici nu s-ar putea altfel să fie subordonați capului care este Hristos, dar să nu se subordoneze trupului care sunt credincioșii săi. Dar vom vedea aceasta puțin mai târziu. Coborând mai jos în lumea oamenilor și făcând legătura dintre cer și pământ și fiind un model pentru pământ, privim la exemplu Domnului Iisus Hristos, care a fost un model desăvârșit de supunere. Citez din 1 Petru capitolul 2, versetul 23, unde se face referire la momentele anterioare crucificării. Nu uitați că înainte de acele momente el s-a rugat Tatălui, dacă se poate, să fie îndepărtat paharul acesta. Iată cum descria apostolul care a fost pe aproape. Apostolul Petru, care n-a fost de acord cu o asemenea atitudine a Domnului, să accepte să fie răstignit. 1 Petru 2, 23. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința. Și toate astea din motivul care urmează. Și se supunea dreptului judecător, celui care a cerut plata pentru păcat să fie moartea. El a acceptat-o. De aceea, cum spune în Filipeni 2, s-a făcut ascultător și supus până la moarte și încă o moarte de cruce. Dar nu doar finalul vieții Domnului Iisus Hristos a fost o evidență în supunere, chiar copilăria Lui. Și fie și rămâne aceasta un model pentru copiii noștri. Scrie în Luca capitolul 2, versetul 51, avea 12 ani, era inițiat în tainele sfinte, discuta cu bătrânii și oamenii aceia erau cărturari, aprofundați. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, vorba de Iosif și Maria, a venit la Nazaret și le era supus. Era tratat ca un copil, chiar dacă așa ca un copil cu minte. Du-te, fă asta, execută cealaltă lucrare. El se supunea, ascultând. Și acum vom citi din 1 Corinteni 15 un alt moment care l-a dovedit pe Domnul. În supunere, nu doar în condiție umană. Moment care se derulează și care își va avea finalitatea în viitor, de la versetul 27. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui, pentru că are încredere în El. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul, și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Deci, locul și rolul Fiului este esențial în supunere. El s-a supus întru totul. Dumnezeu, prin El, învață supunerea și tot universul, așa cum am citit despre domnii și stăpâniri. Și acum, vorbind de oameni, trebuie să-i se supună Lui, pentru că după ce El va controla printr-o supunere absolut întreg universul, să-i ofere Tatălui pentru a intra în armonia veșnică pe care Dumnezeu a conceput-o și pentru care lucrează.
Noi suntem în biserică și biserica este chemată la o supunere voluntară în fața lui Hristos, la o supunere conștientă. Iată ce zice Pavel în Efeseni, în capitolul 5, versetul 24. Cel puțin în vremea și zona noastră, acest verset este vehiculat la căsătorii, adresându-se surorilor. Dar să nu uităm că mai întâi el este o evidență pentru noi toți. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Deci mai întâi biserica trebuie să fie supusă lui Hristos întru totul. Și când mă gândesc la supunerea bisericii, mă gândesc mai întâi la liderii bisericii. Cum să se supună biserica dacă nu s-ar supune mai întâi apostolii, prorocii și toți conducătorii lăsați de Dumnezeu în biserică? În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 15, cu ocazia întâlnirii conducătorilor bisericii, eu văd o supunere a lor în fața lui Hristos. Nu toate conciliile bisericești de mai târziu s-au conformat aceste realități. Au fost edicte uneori când împăratul sau înalți prelați și fețe bisericești au dat cu pumnul masă și au zis așa rămâne. Asta n-a fost supunere. 15:28, căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și apoi nouă. Și ca să înțelegem că Duhul Sfânt este Cel care execută ordinele lui Hristos și prin a se părea nimerit Duhului Sfânt, de fapt, i-au dat dovadă că s-au supus lui Hristos. Voi citi din Ioan, capitolul 14, unde Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, cei cărora li se adresa El cu poruncile și ei îl ascultau, că va trimite pe un altul de care va trebui să asculte, citind doar versetul 26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Deci în acele momente, Duhul Sfânt n-a făcut altceva decât să le aducă aminte de vreuna din predicile Domnului Iisus, supuneți-vă Lui. Și Eu, ar fi putut să spună Duhul Sfânt, mă supun Lui, și El la rândul Lui, cum am citit, se supune Tatălui. De asemenea, fiecare membru din biserică este chemat să se supună. Și supunerea aceasta este o luptă permanentă între Duhul lui Dumnezeu care L-a pus în noi și ne învață supunerea și firea noastră care nu poate să se supună, care se supune atât de greu, de-abia răstignită, o putem face să se conformeze. Pentru aceasta vă citesc din Iacov capitolul 4, începând cu versetul 1. Și iubiți credincioși, aici este lupta noastră de o viață. De unde vin luptele și certurile între voi? Conflict intern. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Versetul 4. Suflete prea curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu? Pentru că stările noastre interioare sunt o revărsare a realității din lume. Noi ne confruntăm cu aceleași lupte cu care se confruntă și altul din generația noastră. Pentru că aceleași spirite funcționează peste tot. Și acum iată chemarea noastră de la versetul 5. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine. Adică să-L votezi pe El, să-L iubești numai pe El, să-ți placă El, să-I fii supus în toate lucrurile. Duhul care este în tine pentru asta se luptă. Dar în schimb ne dă un har și mai mare, de aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, care nu se apleacă, care nu se supun lui Dumnezeu, dar dă har celor smeriți, adică te umple de bucurie atunci când te supui. Și iată concluzia. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului, Lui nu mai trebuie să ne supunem și El va fugi de la voi. Dumnezeu să cerceteze liderii bisericii din vremea noastră și pe fiecare credincios, pentru ca să devenim supuși lui Dumnezeu, încât să-L putem recunoaște ca Dumnezeu. Vreau să trecem acum la partea a doua, supunerea în fața oamenilor. Mai întâi supunerea în fața autorităților instituite de Dumnezeu. Și aici am notat autoritățile statului și cele de ordin financiar economic, familia și biserica. În aceste trei locuri se desfășoară viața noastră. Dimineața oamenii se scoală, se duc la serviciu și au de-a face cu statul. Vin acasă și acolo este un alt sistem de supunere. Și seara ne adunăm aici și este alt sistem de supunere. Privind în societate, să nu uităm ceea ce scrie în Roman capitolul 13, începând cu versetul 1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Și stăpânirile au pârghii pentru
a sili oamenii să se supună, cu excepția celor care fraudează într-un fel sau altul. Dar iată care trebuie să fie starea noastră interioară în supunere, versetul 5. De aceea, trebuie să fiți supuși, nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Adică nu se poate ca Duhul lui Dumnezeu, învățându-ne supunerea, în societate să fim niște răzvrătiți. Nu se poate ca un copil să fie copil credincios și să fie un răzvrătit la școală. Nu se poate un bun credincios și care în firmă să fie socotit la unul ca unul care el întotdeauna conduce protestele, ca unul care ia poziție și nu se subordonează. Întotdeauna credinciosul va fi pe model românesc. La acest capitol avem un nume bun, sau cel puțin așa este ideea. Capul plecat, sabia nu-l taie. Și ca să citim și câteva versete expre pentru situații de servici sau asemănătoare, amintesc Tit, capitolul 2, versetul 9. Sfătuiește pe robi. În vremea Imperiului Roman, jumătate din populație erau sclavi. Să fie supuși stăpânirilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba. Stăpânire nu înseamnă numai să execuți. Stăpânire înseamnă să faci tăcând și să te silești să faci cu bucurie, că faci mai ușor. Dar e simplu de înțeles. Dacă te cheamă un prieten să-l ajuți, îl ajuți cu bucurie și nu te uiți că ți-a plătit sau nu. La fel ar trebui tratați și ceilalți, ca să-ți fie ușor în a executa. Chiar dacă nu este cineva plătit, dacă poți să schimbi serviciu, Biblia nu te oprește. Dimpotrivă, zice, cine este rob, dacă poate să fie mai liber, să o fac. Dar dacă nu poți, n-are rost toată ziua să fii tot cu supărarea în minte și cu neplăcere în limbaj și în atitudinea minții. Dimpotrivă, fii mai docil, că va fi mai bine. Citesc și din Petru 1, Petru capitolul 2, versetul 18. Slugilor, angajaților, fiți supuse, supuși stăpânilor, patronilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor ce sunt greu de mulțumit. Ce credeți? Este mai ușor să te supui astăzi unui patron puțin mai capricios sau unui șef de echipă sau maestru mai dificil? Sau a fost în antichitate, când drepturile sclavului, citiți un manual de istorie sau ceva aferent, erau sau aproape nu erau? Chiar după ce un om era eliberat și ajungea un libert, tot mai avea îndatoriri față de vechiul stăpân. Și apostolii le cereau și nu era numai o predică, era o cerință pe care ei încercau să o împlinească cu sinceritate. Totuși, folosindu-mă de ceea ce scrie în Timotei, așa cum am anticipat deja prin câteva cuvinte, 1 Timotei capitolul 2, noi suntem îndemnați să ne rugăm pentru o societate cât mai democratică, folosind expresia actuală și veche de altfel, scrie în versetul 2, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în regătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, să nu ne streseze, să nu fie dur, să nu fie răi. Și pentru a înțelege mai bine diferența, vreau să vă amintiți de Vechiul Testament. Izraeliții au fost chemați să fie independenți. Și așa era de bine sub un împărat, când fiecare se odihnea sub vița și smochinul lui. Dumnezeu a îngăduit uneori să fie asupris de împărați păgâni, de popoare străine, și așa le era de greu. Amintiți-vă de momentul din Egipt și de alte asupriri ulterioare. Și Dumnezeu chiar le-a zis, v-am lăsat să ajungeți robi ca să vedeți diferența, ce înseamnă am sluji sau vă lăsa pe mână altor popoare. Și au fost momente, în special în cartea profetului Ieremia, găsim scris când Dumnezeu le-a zis, pun un juc pe grumazul vostru. Și toate aceste împărății vor fi supuse lui Nebucadnețar și încă după el urmașilor lui, pentru că nu mi s-au supus mie. Deci există o legătură, o interdependență între felul în care te supui lui Dumnezeu și felul în care îngăduie Dumnezeu să te supună oamenilor. Chiar versetul care l-am citit din Iacov este o dovadă. Supuneți-vă lui Dumnezeu și diavolul va fugi. Nu te supui lui Dumnezeu, te poate lăsa Dumnezeu pe mâna lui și te poartă satana că n-are în milă. El îi chine grozav pe oameni dacă sunt lăsați pe mâna lui. Trecând mai departe, la domeniul vieții de familie, citesc din Coloseni, capitolul 3, versetul 18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Adică
potrivit cu rânduiala lăsată de Dumnezeu. O soție care nu este supusă soțului nu este o adevărată credincioasă. Iar dacă sunt soți mai puțin buni, aici avem regula generală, dar în 1 Petru 3 avem o regulă specifică, versetul 1. Tot astfel nevestelor, și modelul de mai sus, dacă vă amintiți de versetele ce le-am citit deja, era al Domnului Iisus. Fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Nu este ușor, surorile mele, să faceți așa ceva. Dar nu uitați că nu eu v-am cerut și nu eu vă răsplătesc. Dumnezeu cere și Dumnezeu răsplătește. Dumnezeu vede chiar un câștig posibil în lucrarea aceasta, să fie câștigați bărbați. Și cu vremea să vă fie mai ușoară supunerea. Ferească Domnul, nu cumva până ar fost necredincios să vă fi supus și după ce au ajuns credincioși și sunt bărbați buni, să o lăsați mai ușor cu supunerea, pentru că nu vă mai pedepsesc sub o formă sau alta. În versetul 5 este dat un exemplu de a cărui stare vreau să mă folosesc. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjdeau în Domnul și erau supuse bărbaților lor, ca Sara. Și poate vă gândiți, Avram era pocăit? Da, era credincios, dar patriarhii au avut greșelile lor. Și într-o zi, Avram a zis Sarei, tu să spui că e sora mea, dar o să mă ducă la palat și nu știu la ce voi fi supusă. Tu zici așa, așa ți-am spus eu. Și Sara, dacă așa e Avram, așa a rămas. Și s-a mai repetat odată scena aceasta și Sara s-a supus. Cred că supunerea soțiilor față de soți este cel mai puternic impact și impuls pentru copii să se supună. Ei trebuie să crească în ascultare, dar dacă nu va fi o soție supusă, nu vor asculta. Ei vor avea acasă modelul de răzvrătire. Nu mai trebuie să fie alt duh acasă, că este, dacă o soție nu se supune. Ei, aceasta nu înseamnă că soțul nu are și el îndatoririle lui și slujirea lui, vom vedea noi imediat, dar nu uitați forma aceasta de ierarhizare lăsată de Dumnezeu. Nici soții nu sunt stăpâni absoluți, monarhi. Și ei la serviciu au șefi, la biserică și ei se supun poate altora, ne supunem toți lui Dumnezeu. Exact cum spunea sutașul, executăm ceea ce comandăm unii la alții. Eu cred că expresia supuneți-vă unii altora are două aspecte. Supuneți-vă unii care sunteți sub o formă sau alta inferior celor care sunt superiori și ei la rândul lor se supun altora și are aspectul al doilea, de a ne supune în reciprocitate. Să ne oprim pentru un moment și la supunerea care trebuie să fie în adunare. Aici, membrii trebuie să se supună celor care sunt slujitori, că, drept vorbind, cele două aspecte de supunere se împlinesc aici. Dumneavoastră ascultați de noi când spunem, acum cântăm, acum postim, dar când dumneavoastră ziceți, veniți că acum trebuie să facem o rugăciune, veniți că este o mormântare, vă rugăm, ajutați-ne cu o zi de post, cine comandă și cine execută? Vedeți că ne supunem unii altora. De asemenea, sunt sfătuiți tinerii să se supună celor bătrâni. Asta pentru că, pe de o parte, este un respect al anilor și al perilor albi, pe de altă parte, este o experiență și o diferență de slujbă. Și de asemenea, în biserică există aceeași supunere care se extinde de acasă. Partea feminină se subordonează bărbaților. Și pentru toate astea vreau să vă citesc câteva versete. 1 Corinteni 16:16. În biserică nu este nici de cum armată, dar iată cum este recomandată supunerea. 16 citim de la versetul 15. Încă un îndemn. Fraților, cunoașteți casa lui Ștefana, știți că este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus în totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni. Și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Dă un exemplu și apoi extinde regula. Dacă este un om care se sacrifică, de exemplu un dirijor de fanfară, care se trudește să aducă material, să depună efort, n-ar fi corect să-i se supună toți fanfariștii, văzând cât slujește el? Să-l necăjești, să nu-l asculți după ce el se trudește? Unuia care s-a pus la îndemână cu casa lui și la el se fac rugăciuni și acolo înseamnă curățenie și efort, cum să nu te supui când el îți cere
să te duci și să fii ajutat într-o lucrare, fie ea de natură spirituală sau materială. Te obligă Duhul care este în tine și care este interesat de lucrarea ceea ce se face. Și dacă noi n-am ascultat unii de alții și nu ne-am supune, nu s-ar face nicio lucrare, ar fi ca și cum ne-am fi privatizat și fiecare are SRL-ul lui. Nu. Noi funcționăm sub anumite grupuri, colectivități în biserică. Apoi citim 1 Petru 5 cu 5. Tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Deci un bătrân nu vine și poruncește, de mine toți trebuie să ascultați. Și un bătrân va spune așa ca Pavel, măcar că aș putea să-ți poruncesc, îi scria lui Filimon, te rog pentru dragoste și așa cum sunt eu bătrânul Pavel, fă-mi asta. Și zice mai departe, cred că faci mai mult de atât. Cum să n-asculți pe un asemenea bătrân, care chiar dacă nu-și cere să-i lași lui locul, simțământul natural din tine îți spune, ridică-te să stea el că este obosit, să spună un cuvânt. Și fiecare, pe măsură ce va îmbătrâni, va constata că e bine așa. Numai că uneori constatăm că nu ne mai putem întoarce înapoi la tinerețe să o luăm de la capăt, că am trăit-o altfel. De aceea trebuie să asculți. 1 Timotei 2 cu 11. Un aspect pentru surori. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Poate sunt momente în care nu sunteți de acord. Trebuie să stați liniștite. Și dacă aveți vreo dorință, ea se va ține de bărbat, cum scrie în Genesa. Dar să fie exprimată din subordonare, să fie făcută ca o cerere, nu ca o formă de răzbrătire, de nesupunere. Nu v-ar califica, dimpotrivă. N-ați mai putea fi catalogate ca drept femei evlavioase. Și de altfel, nu-mi pot imagina o femeie care e supusă acasă și nu-i supusă în adunare. Parcă v-am mai spus eu cândva despre o ședință a unui consiliu profesoral, când și soțul și soția erau acolo și el a comentat ceva, n-a fost de acord cu ce a spus directorul și ea a zis, taci! La care el l-am auzit bine când a zis, asta acasă, aici vorbesc. Cred că între credincioși nu și-are loc o asemenea manifestare și atitudine. Și 1 Timotei 3 cu 4, ca să le citim ceva de supunere și la copii, că doar le-am vorbit fără să citim ceva în mod expre. Aici se spune despre lucrători, dar e bun pentru toți. Să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Vedeți? Să-și țină. Uneori se pot manifesta dereglări, răzvrătiri și sunt nevoie să-și țină copiii. Dacă nu poți să-și țină copiii, cum o să stăpânească biserica? Asta nu-i descalifică neapărat pentru mântuire, dar dacă nu te ascultă ai tăi, doar nu o să poți porunci la copiii vecinilor. Imaginează-ți că ieși în stradă, copiii toți se joacă și tu le spui la ai tăi, duceți-vă să învățați. Și ai tăi nu se duc, apoi te-a pus să strigi la copiii vecinului, măi, dispăreți de aici toți, acasă, o să zâmbească. Și în sfârșit, pentru această seară vreau să privim la câteva componente caracteristice ale supunerii creștinului. Ele rezidă din ceea ce am spus și din ceea ce voi mai spune. Subordonare este o stare de raportare a Duhului. Toată supunerea noastră e din Duh. Omul când se supune în firea lui, diavolului și fiecare robul vicilor lui, el nu vrea neapărat să se supună, dar Duhul lui, Duhul care e în el, e subordonat satanei și el se supune. El se pleacă și dacă zice că stă în picioare, se pleacă. La fel, dacă este Duhul lui Dumnezeu în noi, din oficiu noi ne aplecăm. Simți așa ca și profetul Daniel, că deși tu ai vrea să stai în picioare, te pleci în genunchi. Și numai dacă o mână te pune și te ajută să te ridici cel puțin în genunchi, se mai întâmplă. Nu este o forțare să te supui, este doar o lăsare sub controlul Duhului Dumnezeu, ca să te supui, ca să asculți. Și putem să constatăm realitatea aceasta de supunere către Dumnezeu și prin starea de opoziție, de nesupunere în fața diavolului. Dacă ni se cere să ne subordonăm la cei care ne învață și la cei care slujesc, asta înseamnă în mod reciproc să nu ne supunem la cei care ne învață rău, să nu ne supunem la cei care vor să ne ducă pe o altă cale. Citesc din Galateni, capitolul 2, versetul 4. Din pricina fraților mincinoși, furișași și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus. Ce interesant, noi suntem sloboți și ne supunem. Cu gând să ne aducă la robie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici o clipă măcar, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Nici o clipă nu s-a supus altora, care erau pe altă undă. Și tot din Galateni, capitolul 4, versetul 9. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, cărora slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Nici de cum, vrea să spună el. Adică, din moment ce am devenit, cum zice tot Pavel în Roman, capitolul 6, robe a lui Dumnezeu,
prin ascultare. Nu ne-a silit. Nu ne putem întoarce înapoi și am scăpat de supunerea care o aveam înainte datorită înclinării Duhului nostru față de cel rău și toate principiile Lui. De aceea, controlați-vă, cum zice în 1 Ioan 4:6, cine este din Dumnezeu ne ascultă. Prin aceasta să cunoaștem Duhul lui Dumnezeu și Duhul rătăcirii. Răzvrătirea, lipsa de subordonare, este o influență demonică. Eu nu mă supun cuiva că îmi place de el. Eu nu v-am învățat să vă supune soțului că este bun. Uneori, ci te supui pentru că Duhul care este în tine te învață la tot ceea ce Dumnezeu a lăsat. Să te supui. Tu te apleci în fața lui Dumnezeu. Într-o altă traducere spune, Efeseni 5:21, supuneți-vă altora în frica lui Hristos, din respect pentru Hristos, pentru onoarea Lui, o faci. Pe de altă parte, subordonarea presupune împlinirea părții ce revine fiecăruia. Pentru ca întregul să funcționeze bine, mâinile se supun capului, dar se supun și picioarelor. În primul rând, tot organismul se supune capului și apoi dacă piciorul are o nevoie. Niciodată picioarele nu și-au însușit singure, nu s-au putut încălța singure. Și au trebuit mâinile să o facă. Vedeți, noi știm reciprocitatea aceasta din organism. Și te ajuți cu un organ, îl favorizezi pe celălalt. Și pentru aceasta vă citesc din Galateni 6. Știți întâmplarea aceea când, poate la o leprozerie sau în vreun alt loc unde oamenii aveau infirmități, erau niște fructe într-un copac și unul avea picioare bune, dar n-avea mâini să le ia. Și altul avea mâini, dar era într-un cărucior. Și s-au înțeles. Cel cu picioare a luat în spinare pe cel cu mâini și din două jumătăți s-a făcut un om întreg. Le-au luat și au mâncat amândoi. Așa este în slujire. Galateni 6, de la versetul 2. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos, că trupul e Lui. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Dacă ar fi să fii luat izolat, nici mântuirea nu poți să-ți o asiguri în mod izolat. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși și sarcina ta este o slujire pentru ceilalți. Toate darurile sunt date în folosul celuilalt. Tu slujești altuia și el slujește ție. Cum spunem noi, o mână spală pe cealaltă. Și întreg pasajul acesta păstrează ideea aceasta. Iată și caz concret, versetul 6. Cine primește învățătură în cuvânt, să facă parte în toate bunurile lui și celui ce îl învață. I-a învățat Pavel pe unii, uite, ei vă predică, voi îi ajutați cu ceea ce au nevoie, dar nu numai în raportul acesta, chiar raportul între cei necăjiți. Versetul 9 și 10. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți, nu numai la cei care ne învață, la cei care au nevoie. Și mai ales fraților în credință. Și zice versetul următor, uitați-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăși mâna mea, parcă așa cum ar fi vrut Dumnezeu să spună când a dat poruncile, cu mâna mea v-am scris, neapărat să faceți așa, să vă slujiți unii altora. Așa după cum este în familie, de exemplu. Sunt munci feminine pe care doar în condiții de excepție unii bărbați se pricep să le facă. Și sunt activități masculine pe care doar unele femei rare pot să presteze munci la o capacitate bărbătească. Dar ne slujim unii altor. Este normal să fie așa și este bine lăsat de Dumnezeu. De asemenea, supunerea poate să fie în condiții de egalitate. Aici urmăm modelul fiului. Suntem pe aceeași treaptă, sunteți surori cam de aceeași vârstă. Suntem predicatori și unul și celălalt. Care cui slujește? Modelul fiului este dat în supunere. El, măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, a făcut totul în favoarea celuilalt și celălalt i-a dat lui onoarea după aceea. Aici, cred că este valabilă regula lăsată de Domnul Matei 7, versetul 12. Tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Și în ideea voiți înseamnă că e o chestiune de viitor. Și tu trebuie să o faci în prezent. Faceți-le și acum și după aceea. Deci nu să le faceți ce ți-au făcut, ci vrei să-ți fac. Căci în aceasta este cuprinsă legea și proroci. Asta înseamnă supuneți-vă unii altora. Faceți-vă servicii în mod reciproc. Dar ia tu inițiativa. Și închei cu două gânduri care cred eu că reiau atât supunerea noastră față de Dumnezeu, cât și supunerea noastră unii față de alții. Toate lucrurile sunt supuse lui Dumnezeu, că-i stăpân. Și trebuie să-i fie supuse. Iată ce scrie în Psalmul 119, versetul 90.
și 1. După legile tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile îți sunt supuse. Dumnezeu n-are nevoie să se roage de cineva, ai fă și tu asta. Dar Dumnezeu nu se impune. Dumnezeu și-a pus legile sale. Uneori recurge la măsuri de silirea oamenilor. Dar astea sunt doar așa punctări pe aici pe acolo. Foarte interesant, îi activează Dumnezeu pe oameni să se supună. Vă citesc cum a sesizat Solomon asta din cartea Eclesiastul, capitolul 1 și apoi în capitolul 3, 1 cu 13. Mi-am pus inima să cercetez, să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri, adică în zona de acțiunea lui Dumnezeu. Iată o îndelenicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Dumnezeu zice lui Adam, la muncă. Interesant. Oamenii de atunci și până astăzi muncesc și se pun unul pe altul să muncească. Chiar și Faraon, când credea că se împotrivește lui Dumnezeu și trimite pe evrei la muncă, nu făcea decât să execute ce zice Dumnezeu. Că Dumnezeu i-a pus pe oameni la muncă. Ei se supun, n-au ce face. Și sunt alte multe activități la care Dumnezeu îi supune. Și în 3 cu 10, după ce sunt redate mai multe frământări omenești, fiecare cu sezonul și vremea ei, zice, am văzut la ce îndelenicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Îi controlează. Dar nu acesta e scopul lui Dumnezeu, în esență. Asta e o supunere obligatorie la care îi pune Dumnezeu pe oameni pe pământ. Scopul lui Dumnezeu este un sistem divin în care noi, așa cum v-am spus, pe linie de duh sau din cuget, să ne subordonăm lui și astfel se creează premizele unei societăți desăvârșite. Și vă citesc pentru asta din Apocalips 22, de la versetul 3 la 5. O imagine viitoare. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Blestemul este o urmare neascultări. Adică nimeni nu va mai avea ideea să nu facă, să nu execute. Scaunul de domnie. Asta nu înseamnă că va fi așa o egalitate totală și totul este așa ca într-o formă nouă în care fiecare e cu dreptul lui și de aceea nu se mai supune nimeni nimănui. Nu? Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui vor sluji. Cum? Nu scăpăm de robie. Toți supuși în rai? Da, dar observați ce interesantă va fi supunerea asta. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Acei numiți robi în versetul 3 scrie de fapt că ei împărățesc. Că nu doar Dumnezeu are un scaun de domnie. Domnul Iisus făgăduia bisericii din Laodicea și pentru voi există un scaun de domnie. Și veți domni alături cu mine pe tron. Deci în împărăția lui Dumnezeu, toți îi vor sluji. Dar îi vor sluji în timp ce vor și domni. Cum vine asta? Probabil așa ca o soție bună, care are un soț și fac petrecere care de care sunt mai buni și ea se supune lui și el, în așa fel, în ghilimele spus, împărățește peste ea, de ei nici nu îi se mai pare că se supune. Asta este o imagine pală a felului în care în împărăția lui Dumnezeu ne vom supune lui Dumnezeu și vom fi și robi și împărați. Este o exprimare pe înțelesul nostru, dar cred că va fi ceva foarte interesant. Nu ne rămâne decât să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne învețe supunerea aceasta interesantă. De altfel, chiar Duhul este o dovadă suficientă. Ce credeți? El a venit din cer, că a căzut la sorți, nu? Tu te duci pe pământ și stai acolo, îți faci treaba. Este o armonie, o sincronizare perfectă. Și când natura aceasta ne cuprinde și pe noi, Dumnezeu ne va duce acolo și toți se vor supune Tatălui, dar cu acea împlinire desăvârșită pe care ne-o va da Dumnezeu, când vom fi ca El, când Îl vom vedea și vom fi cu El pentru o veșnicie. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.